Fănes Păitorul nu a fost niciodată un baron al interlopilor. Un mare general a dezvăluit numele omului care îl controla pe Ion Titișor. Fănes Păitorul nu a fost cu adevărat capul lumii interlope, ci un alt personaj cunoscut la vremea respectivă, Gigi Boieru. Dezvăluirea a fost făcută de un foș general pe nume Ion Pitulescu. Fănes Păitorul și Ion Pitulescu au dus scandaluri grele, vreme de aproape 3 decenii, și a fost cunoscut destul de bine fenomenul extrem. Acesta de pildă spunea că Fănes Păitorul a fost doar un instrument docil pentru alți șefi al interlopilor. Pitulescu îl nominaliza la acea perioadă pe Gigi Boieru. Culmea este că Gigi Boieru a decedat în închisoare cu doar o lună înaintea lui Fănes Păitorul. Ion Titișor, interlop vestit în mediul romilor, cu multiple condamnări, a beneficiat de un sistem rațional aparte. Astfel, după ce a fost arestat pe data de 3 februarie 1988 pentru tâlhărie, a fost pus în libertate exact la 2 ani, pe data de 8 februarie 1990, în aceleași condiții extrem de dubioase, de care au mai beneficiat și Gigi Boieru și alți doi interlopi. După eliberare, Fănes Păitorul a devenit liderul recunoscut al romilor, deosebit de respectat în rândul acestora, funcție de care au profitat însă adevărații conducători ai etniei, între care și Gigi Boieru, pentru care Fane nu era decât un instrument docil în mâinile lor, cu ajutorul lui rezolvând multe situații dificile. Deși arestat și cercetat în mai multe rânduri pentru tentativă, tâlhării și șantaj, Fănes Păitorul a beneficiat în permanență de prietenia unor persoane foarte importante, cu funcții înalte, de înțelegerea unor procurori și de clemența înduioșătoare, a unor complete de judecată, care l-au pus de mai multe ori în libertate. Trist și extrem de regretabil este și faptul că Fănes Păitorul avea permanent intrare la un cunoscut general, care l-a alintat pe acest interlop cu apelativul Prințișorul meu. Iar eliberarea acestuia, adică a lui Fănes Păitorul din beciurile închisorii, a fost tratată la vremea respectivă ca o importantă condiție în alianța tactică secretă dintre două partide, dintre două formațiuni politice, a povestit Ion Pitulescu la vremea respectivă. S-a lăsat de box pentru o carieră de infractor și dacă a renunțat la box, a renunțat și la școală. În anul 1977, fiind cel care își începea cariera care avea să-l transforme în legenda lumii interlope. Întâi a fost arestat pentru fur din buzunare, dar a scăpat cu doar o lună de închisoare. Anul următor a fost săltat iarăși, din același motiv, și a petrecut în pușcărie un an și jumătate. Fănes Păitorul ajunge înapoi rapid pentru complicitate la furt, iar apoi, în anul 1982, mai face 5 luni pentru alte infracțiuni. Normal, cariera lui în lumea interlopă nu s-a încheiat pe atunci. În anul 1983, el a fost condamnat la 4 ani și jumătate, pentru că a fost prins în timp ce înșela niște turiști polonezi, acuzație pe care nu a recunoscut-o niciodată, atunci având și primul incident cu milițienii, care voiau să-l ridice, iar el încercând să fugă, a fost lovit de aceștia în picior. După 3 ani de închisoare, Fănes Păitorul schimba registrul infracțiunilor, ajungând să fie condamnat pentru tâlhărie, dar a fost eliberat în anul 1990, imediat după Revoluție, în urma decretului dat de liderii politici de la acea vreme. Momentul în care Fănes Păitorul a devenit însă legenda lumii interlope bucureștene a fost însă cel din 1992, atunci când Ion Titișor s-a luat la ceartă cu un polițist. Și el și polițistul au avut nevoie de luni bune de recuperare. Procesul în care a fost acuzat de tentativă și vătămare corporală gravă a durat până în anul 1997, când a fost condamnat la 9 ani de închisoare. Judecat în libertate, Fănes Păitorul nu a așteptat sentința finală și a fugit în Canada. În anul 2000, el a fost expulzat și băgat la închisoare.
A stat în spatele gratilor doar 3 ani, după care a fost eliberat condiționat. Culmea, deși devenise celebru, o adevărată legendă în lumea interlopă, Ion Titișor fiind considerat un adevărat cap al acestei brezle, el a părut să se cumințească și după ce a intrat în afaceri legale, un club de manele și o firmă de taxi, apoi un teren de fotbal la Cernica, iar apoi s-a căsătorit cu Elena, femeia pe care o iubea de la vârsta de 25 de ani. În ciuda faptului că a petrecut după gratii mai bine de 15 ani, condamnările lui acoperind multe dintre paginile codului penal, Fane Spăitoru avea acum 4 ani, atunci când a decedat, cazierul curat ca lacrima. Iar asta pentru că în anul 2014, Fane Spăitoru a fost complet reabilitat, cazierul lui devenind curat. De altfel, el dorea din tot sufletul să demonstreze tuturor că de fapt este un om bun. Cum sunt și oamenii de afaceri, așa aș vrea să fiu considerat, să nu mai fiu considerat Fane infractorul, nici măcar o amendă n-am luat, spunea Fane Spăitoru făcând referire la perioada de după ce a fost eliberat din închisoare, ultima oară. Fane Spăitoru a încetat din viață în aprilie 2016, într-un spital din Israel, în urma unei comoții cerebrale, înmormântarea lui fiind una grandioasă, la care au luat parte mii de oameni și de la care nu au lipsit gesturi care mai de care mai șocante, în cimitirul Belu, cântându-se manele sau coroane de flori mai mari de 3 metri. A fost un personaj controversat, unii îl iubeau, unii se temeau, dar un lucru este sigur, toți îl respectau. Acesta ar fi împlinit vârsta de 59 de ani. Probabil prietenii, lăutarii și toți cei care îl cunoșteau cu adevărat ar fi fost la el în curte, la petrecere. La Fane nu aveai nevoie de invitație, primea pe oricine și ierta pe oricine. Noi nu l-am uitat. După cum am spus la începutul acestui material, o altă legendă a lumii interlope a fost Gigi Boieru, care a decedat cu o lună înaintea lui Fane Spăitoru. O legendă a lumii interlope românești a decedat în închisoare ca urmare a unor grave probleme de sănătate. Gigi Boieru, pe numele său adevărat, Gheorghe Constantinescu, a decedat în închisoare la vârsta de 65 de ani. Potrivit unor surse din anturajul fostului lider interlop, acesta a fost înmormântat cu discreție, într-un cimitir din sectorul 2. Gigi Boieru, sau Ciulin, cum îi mai spuneau prietenii, s-a făcut remarcat încă din anii 90. Când a devenit unul dintre cei mai înstăriți delicvenți fiind poreclit de polițiștii acelor vremuri, creierul interlopilor. Pe lângă alte afaceri, acesta a condus pentru o scurtă perioadă inclusiv una dintre cele mai importante publicații din România. O lungă perioadă, numele lui Boieru a fost asociat cu cel al lui Fane Spăitoru, după care acesta a intrat într-un con de umbră. În anul 2011, Gigi Boieru s-a făcut din nou remarcat, după ce a fost condamnat la 7 ani de închisoare. Împreună cu alte 5 persoane, acesta ar fi obținut prin înșelăciune fals și amenințări un teren de 3,6 hectare aflat pe insula lacului Fundeni, în valoare de 800.000 de euro, care se află în proprietatea legală a unei societăți comerciale. Membrii clanului Boieru au fost acuzați de către procurori că au falsificat mai multe documente pentru a prelua prin firmele fantomă proprietatea asupra insulei de pe lacul Fundeni. Valoarea acelui teren de pe insulă nu era 800.000 de euro, era câteva milioane de euro, iar Gigi Boieru a confirmat acest lucru în discuțiile cu tovarășii lui. Boieru a recunoscut într-o discuție din ianuarie 2008 că Ion Baboi nu este el adevăratul proprietar al insulei, dar că terenul a fost trecut pe numele său pentru a garanta o datorie. Interlopul Gheorghe Constantinescu, zis Gigi Boieru, ajutat de funcționarii ai statului, își dorea să intre în posesia a 40 de terenuri și case din centrul capitalei și din zona Chitila. Anchetatorii au remarcat la acea perioadă că membrii clanului Boieru preferau imobile proprietate de stat sau pe cele pentru care impozitul nu era plătit de o lungă perioadă de timp.
Mihai Pârvu, cunoscut sub numele de caiac, a fost cel mai temut interlop din România, iar modul în care a murit l-a transformat într-o adevărată legendă. Povestea lui Caiac a început imediat după Revoluție, atunci când afacerile din Craiova au fost preluate de Mihai Pârvu, de la vechea gardă. Caiac a strâns în jurul său pe Gigi Zaverea, zis Gigioc, Gigel Țăndărescu, zis Roșianu, Pănel Trandafir, zis Cimino, și Ion Ilie, zis Ilie Pușcărie. Cei cinci au fondat celebra grupare Frăția, a cărui lider incontestabil era Caiac. Campion balcanic la box, Caiac și locotenenții săi au pus mâna pe mai multe spații comerciale din Craiova, unde și-au deschis restaurante. Frăția controla majoritatea piețelor din Craiova, de unde veneau sume importante de bani, însă cei mai mulți bani erau obținuți din cămătărie. Anul 2003 a fost anul de glorie al Frăției și al lui Caiac. Mihai Pârvu a dat ordin la acea vreme ca niciun rom din Craiova să nu mai intre în centrul orașului și în discotecile și barurile controlate de gruparea interlopă. După ce a trasat granițele și a reușit să-și consolideze poziția în lumea interlopă, Caiac s-a retras de la conducerea Frăției și a rămas cu afacerile. Ani de zile, Caiac a reușit să controleze din umbră, prin intermediul locotenenților săi, lumea interlopă din Craiova. Tot în acest timp, Caiac a devenit unul dintre cei mai de temuți interlopi din România și a legat relații strânse, întărite prin afaceri de zeci de mii de euro cu clanurile de interlopi din toată țara. În noaptea de 25 spre 26 august 2008, Caiac a jucat poker alături de mai mulți prieteni, printre care și bodyguardul său Cătălin Mavriche. Acesta din urmă împrumutase 50.000 de dolari de la cămătarii din oraș pentru a putea intra la masă. La finalul jocului de poker, Mavriche a pierdut toți cei 50.000 de dolari și l-a bănuit pe Caiac că ar fi măzluit cărțile de joc. În aceeași noapte, Mavriche a mers la Caiac acasă într-un bloc din Craiova și a cerut revanșa. Cei doi au mai jucat poker până când Mavriche a reproșat lui Caiac că a măzluit cărțile și a furat banii. La un moment dat, Caiac l-a lovit pe Mavriche și între cei doi a început un adevărat măcel. Ambii au ajuns la spitalul din Craiova, însă doar Mavriche a supraviețuit. Toți liderii interlop din România au participat la înmormântarea lui Caiac. După aflarea veștii morții lui Caiac, lumea interlopă din Craiova a început să fiarbă. Toată lumea căuta răzbunare, în timp ce familia și apropiații au pregătit intens înmormântarea celui care avea să devină o legendă. Peste 2000 de persoane l-au condus pe Mihai Pârvu pe ultimul drum. Printre aceștia s-au numărat nume importante din lumea interlopă din toate colțurile țării. De asemenea, la înmormântare au participat și Florin Salam, Ștefan de la Bărbulești, Adrian Minune, precum și alte nume sonore. Cătălin Mavriche a povestit în timpul procesului că nu a făcut altceva decât să se apere, însă a fost condamnat la 25 de ani de închisoare, el se află și în prezent în penitenciar, acolo unde își execută pedeapsa. În 2018, mormântul interlopului Caiac a fost vandalizat, ce au descoperit polițiștii în cimitirul Sineasca din Craiova. Oamenii legii au încercat de bănui și au deschis un dosar penal pentru profanare de cadavre sau morminte. Familia lui Caiac a făcut plângere la poliție, cum că mormântul acestuia a fost profanat acum 2 ani, în luna noiembrie, însă autorii nu au fost identificați. Trei alte morminte din cimitirul Sineasca au fost vandalizate de acum 2 ani și până în prezent. Oamenii legii au stabilit că hoții au furat un inel de aur, o pereche de cercei și suma de 1500 de lei. Autorii nu au fost identificați, doar există un cer de bănuiți
iar polițiștii fac cercetări pentru profanare de cadavre sau morminte, iar pedeapsa pentru această infracțiune este de la 6 luni la 3 ani de închisoare, a spus Mihaela Gârd, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al județului Dolj. Pe lângă mormântul lui Mihai Pârvu Ziscaiac a mai fost profanat și cel al unui profesor universitar, dar și al unei femei de etnie romă. Mihai Pârvu, cunoscut drept Caiac, unul dintre capii lumii interlope din Craiova, a fost împușcat mortal în august 2008, în urma unei altercații cu un amic după o partidă de poker în care acesta din urmă a pierdut 50.000 de dolari. Cătălin Mavrichie, bărbatul care l-a împușcat mortal, pe cunoscutul interlop craiovean Caiac, este acum vecin de celulă în penitenciarul Craiova cu judecătorul care l-a condamnat. Cătălin Mavrichie stă în celula 93, iar judecătorul Bogdan Diaconescu la numărul 94, fiind despărțiți doar de un zid, informează Realitatea TV. Am stat de vorbă cu dânsul, ne salutăm, ne dăm bună ziua, n-am nimic cu dânsul sau el cu mine. Din contră, și-a cerut scuze, a spus că regretă că dacă făcea înainte pușcărie și vedea ce înseamnă penitenciar, nu mai dădea sentința asta pe care știe și el acum că n-o meritam, a declarat Cătălin Mavrichie. Cătălin Mavrichie l-a împușcat mortal pe Mihai Pârvu Porecli Caiac în 2008. El a fost condamnat mai întâi la 25 de ani de închisoare, doar în urma apelului pedeapsa i-a fost redusă la 18 ani. De cealaltă parte, judecătorul Bogdan Diaconescu a fost arestat preventiv pe data de 9 iunie pentru luare de mită, fiind acuzat că a primit 45.000 de euro pentru a da o sentință mai blândă într-un dosar. Dacă era poate un nebun în locul meu, eu consider că putea să se răzbune pe domnul judecător, dar eu nu, i-am demonstrat omenia mea de om, am vorbit cu dânsul, vorbesc în continuare. Dacă vrea, îmi dă bună ziua și n-am treabă cu dânsul, a comentat Mavrichie, inedita situație. După ce an la rând confruntările s-au ținut lanț pe străzile orașului, acum interlopii nu mai țin prima pagină a ziarelor, preferând să-și vadă de afacerile de milioane de lei. Frăția este cea mai veche și cea mai de temut dintre grupările interlope craiovene și a luat naștere la începutul anilor 90, inițial ca o gașcă a băiețașilor din cartierul Brazda lui Novac. În fața pericolelor reprezentate de romii din temuta zonă fața Luncii, liderii frăției au crescut lângă garda veche condusă de temutul Sile Popescu, singurul care avea curaj să intre în fața Luncii înainte de 1989. Mihai Pârvu Ziscaiac a devenit popular după ce a interzis accesul romilor în centrul Craiovei. Caiac făcea parte din lumea interlopă de la 15 ani. În anii 1980 era ucenicul lui Sile. După Revoluție, vechea gardă de interlopi a Băniei a ieșit la pensie, moment în care afacerile au fost preluate de Caiac, preferatul lui Sile Popescu. Cei mai mulți bani îi obțineau însă din cămătărie. Frăția controla majoritatea piețelor din Craiova, de unde veneau sume importante de bani. Se spune că Mihai Pârvu a fost tâlpul frăției, atunci când se duceau să recupereze banii împrumutați de la diversi afaceriști din Craiova, Caiac era primul care dădea cu pumnul. Mihai Pârvu a câștigat titlul de campion balcanic în 1984. Antrenorul său Vasile Fântână își aduce aminte de o gală de box între România și Polonia. Primul român intrat în ring a fost Mihai Leu, care a fost învins de un polonez. Apoi l-am propus pe Mihai Pârvu să evolueze împotriva aceluiași polonez. Mihai a făcut un meci de vis și a învins. Toți au exclamat, unde l-a ținut până acum? După această gală, a fost cooptat la lotul național. Lucruri mai puțin știute despre frații Cămătaru.
ce făceau Nuțu și Sile în anii 80 și cum au ajuns aceștia la foarte multe dosare penale. Primele condamnări au venit pentru cei doi frați la mijlocul anilor 80, aceștia fiind însă repede grațiați de către dictatorul Ceaușescu. Lupta între clanuri pentru stăpânirea banilor negri este cea mai acebră în capitală. Pe vremuri, sectoarele Bucureștiului erau împărțite între Gemeni, Spoitoru, Căpățână, Ștoacă, Preda, Pietroi, Duduieni, Sadoveni, Carani, Gruia și Cămătaru. Găștile au fost parte în timp de autorități care au reușit să trimită mai toți interlopii după gratii. Cei mai energici și dorniși să ocupe o tarla cât mai vastă au rămas clanurile Sportivi și Cămătaru. Trimiterea lui Nuțu și a lui Sile Cămătaru după gratii, din nou, au readus pe tapet istoricul întregului clan. Liderul este nimeni altul decât Ion Balint, cunoscut de toată lumea ca Nuțu Cămătaru. Fostul luptător în Legiunea Străină a reușit să formeze una dintre cele mai puternice grupări de crimă organizată din România. Rețeaua infracțională număra cândva peste 200 de membri. Nuțu a crescut în cartierul Ferentari, loc unde astăzi deține o salbă de proprietăți imobiliare, printre care și o celebră fermă, în care a crescut până de curând urși, lei și o herghelie impresionantă de cai. Animalele sălbatice au fost ridicate și duse la o grădină zoo. Potrivit site-ului Rice, de-a lungul timpului Nuțu Cămătaru a primit 4 condamnări penale pentru spargeri de locuințe, furt, violare de domiciliu, tâlhărie, șantaj, sechestrare de persoane și constituire de grup de crimă organizată. Clanul pe care îl patronează a dezvoltat o adevărată industrie a prostituției, afacere administrată de frații săi, Sile, Gelu și Angela, în proiect fiind implicată chiar și mama sa, Mimi. Sile Cămătaru, pe numele său adevărat Vasile Balint, este principalul locotenent al lui Nuțu Cămătaru și omul de la care au plecat, în mare parte, belelele clanului. Între 1988 și 2012, Sile Cămătaru a fost condamnat în 6 dosare penale pentru spargeri de locuințe, furturi, extorcări, șantaj, fals și uz de fals, sechestrarea de persoane, trafic de persoane, proxenetism și participarea la constituirea unui grup de crimă organizată. Imagini nemai văzute de pe domeniul lui Nuțu Cămătaru, cum arată palatul împăratului lumii interlope. Ion Balint trăiește într-un lux de neînchipuit. De-a lungul timpului, împăratul lumii interlope și-a construit un adevărat palat în Ferentari. Întregul domeniu se întinde pe 4 străzi, acoperind un perimetru de 5 hectare și este împărțit în două, reședință și club de echitație. Casa este într-adevăr impresionantă, decorată cu bun gust. Locuința îi oferă lui Nuțu tot confortul de care are nevoie. În interior există și o piscină impresionantă, iar vila este dotată inclusiv cu sală de forță. În jurul palatului, decorul este de vis. Primul lucru care ți atrage atenția este o fântână arteziană, de toată frumusețea. Există chiar și un lac artificial și o altă piscină exterioară, în care Nuțu Cămătaru și membrii familiei sale se răcoresc pe durata verii. Cu ani în urmă, Ion Balint ținea pe această proprietate animale sălbatice. Pasiunea lui Nuțu pentru cai este arhicunoscută. Așa că pe domeniul său a construit niște podocuri imense, unde animalele trăiesc regește. În rest, pomii și spațiile verzi tronează, iar în diverse perioade ale anului, poneii pasc în voie. Clubul de echitație este deschis non-stop, iar amatorii polo au cursuri de călărie de la profesioniști. Pe proprietate au fost construite mai multe garaje, unde Nuțu își ține barca, mașinile de lux și scuterul. Așa că Ion Balint nu duce lipsă de absolut nimic în imperiul pe care l-a construit în cartierul Ferentari. Clanul Sportivilor are rădăcini în perioada comunistă. Coco Angel domina. Clanul Sportivilor și cel al Cămătarilor au devenit cunoscute după spusele polițiștilor prin acțiuni violente îndreptate cel mai adesea asupra celor care le datorau bani
sau care nu li se supuneau de bunăvoie. Înainte de a începe acest material, vreau să vă spun câteva cuvinte despre clanul Cămătaru. Mama fraților Cămătaru dădea bani cu camătă încă din anii 80. Însă revoluția a venit cu ocazii noi și fiii săi au început să se afirme în sectorul 5, preluând afacerea cu cămătăria, dar și construind o rețea de proxenetism. După 2000, odată cu reglementările de lege, polițiștii încadrează clanul Cămătaru ca grup infracțional de criminalitate organizată. Neînțelegerile dintre cele două grupări rivale, Cămătarii și Sportivii, au început în 2008, când membrii lor s-au încleștat într-o primă ciocnire. Până atunci însă, clanurile au avut o evoluție paralelă, dar asemănătoare ca infracționalitate. Clanul Sportivilor, spun surse autorizate, a fost inițiat de un fost boxer din perioada predecembristă. E vorba despre celebrul interlop Coco Angel, Dumnezeu să-l ierte, cel care în acei ani a fost arestat pentru că a lovit un milițian. Decrete de amnistie ale lui Nicolae Ceaușescu l-au ajutat pe interlopul Coco Angel să iasă din închisoare. În anii 90 a construit o grupare infracțională care se ocupa cu șantajul și taxele de protecție și care mai târziu a fost numită Clanul Sportivilor. Membrii ei erau tineri din sectorul 4, cu care în timp a dominat zona Berceni, Văcărești și Sudului. Între cele două clanuri au intervenit conflicte uriașe, așa cum s-a întâmplat în noiembrie 2012 în Popejle-Ordeni. După numai o lună a avut loc o bătaie în toată regula, într-un club bucureștean. Și dacă în sectorul 4 și 5 cele două clanuri au ajuns celebre, asta nu înseamnă că în celelalte sectoare nu sunt grupări infracționale. Astfel, în sectorul 1, oamenii legii consideră că cei mai influenți sunt gemenii și duduienii, iar în sectorul 2 ar fi caranii, în sectorul 3, Sile Pietroi și clanul Cuza, în timp ce în sectorul 6, foarte activ este grupul luptătorilor lui Preda. În acea perioadă, după reținerea a celor mai importanți membri ai grupărilor Cămătaru și Sportivii, alte două clanuri stăteau la pândă să le preia afacerile, spun sursele apropiate, cele ale caranilor și duduienilor. Lordul lumii interlope spartan până la moarte. Coco Angel a fost înmormântat cu strigăte de luptă. Coco Angel a fost condus pe ultimul drum de aproximativ 100 de persoane, printre care și membrii ai grupării sportivilor, iar ceremonia funerară a ținut aproximativ 15 minute. În momentul în care pe mormântul lui Coco Angel a fost pusă coroana din partea soției sale, pe care scria "Iubirea mea absolută rămas bun", toată lumea a tăcut, preț de câteva secunde, emoția citindu-se pe fețele celor prezenți. Înainte ca sicriul să fie coborât în groapă, luptătorii au ținut să-i aducă lordului lumii interlope un ultim omagiu și au ținut să-l salute într-un stil războinic. Au strigat din toți plămânii salutul spartanilor. Au, au, au! S-au auzit preț de câteva minute, iar cimitirul s-a cutremurat de strigătul acestora. Cei care au participat la înmormântare au avut doar cuvinte de laudă pentru Coco Angel, cel care a trecut prin multe, dar a fost răpus de boală. Era un om extraordinar săritor, un om minunat, au spus aceștia. Salutări și din închisoare. Dumnezeu să-l ierte și pe celebrul interlop Fane Spăitoru. Acesta a ținut să-i aducă un ultim omagiu lui Coco Angel, așa că a trimis o imensă coroană de flori, însă și fratele său a vrut să-și arate respectul. Și chiar dacă se afla în pușcărie, acolo unde îi spășea pedeapsa pentru trafic, pe coroana respectivă a fost trecut și numele lui Migdale, fratele lui Fane Spăitoru. Drumul spre mormântul șefului grupării sportivilor a fost spre săracul Garoafe, asemeni unui covor de flori. Pe numele său adevărat Ioan Angel, el a devenit cunoscut ca luptător înainte de 1990,
iar în scurt timp a devenit unul dintre cei mai periculoși bătăuși de stradă din România. Coco, șeful grupării sportive, a fost arestat în perioada 2006-2007, alături de toată gruparea, care a fost mai apoi desființată de poliție. Acesta a mai fost condamnat în 2012 la 5 ani de închisoare pentru constituirea unui grup infracțional organizat și complicitate la șantaj. În ultimii ani, bărbatul se retrăsese la Bran, unde își deschisese o pensiune. În 2014, clanul sportivilor a fost condamnat definitiv la închisoare. Cei 23 de membri au luat 102 ani de pușcărie. Cel mai periculos clan din România a fost trimis definitiv după gratii. În alta curte i-a condamnat definitiv la închisoare pe 23 de membri ai clanului sportivilor. Pentru prinderea membrilor clanului, polițiștii au folosit la percheziții fumigene. Acuzați de infracțiuni grave precum cămătărie, violențe, bătăi în plină stradă, cei care au preluat supremația în București au ajuns la închisoare. Gruparea sportivilor s-a format în anul 2000, moment în care frații Cămătaru au intrat la pușcărie. Fiind apropiați ai fraților Nuțu și Sile Cămătaru, membrii clanului sportivilor s-au desprins de aceștia. Tot atunci au început și luptele de stradă. Bătăi au avut loc într-un hotel din București, scandal și pe autostradă. Astfel, clanul sportivilor a vrut să se facă cunoscut printre interlopi, să fie știuți de frică, ca să poată percepe taxe de protecție, să șantajeze sau să dea bani cu dobândă. Gruparea infracțională a fost prinsă de polițiști împreună cu procurori, precum și trupele speciale. La percheziții, oamenii legii au folosit grenade de neutralizare pentru a evita un eventual conflict, întrucât în casa respectivă a fost găsit un întreg arsenal. Casa în care s-a intervenit este cea a lui Mircea Nebunu, care a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru tentativă. În total, cei 23 de membri ai grupării au primit 102 ani de închisoare. Clanul sportivilor, printre altele, este vinovat și de agresarea unui sportiv de performanță, care după bătaia primită în 2006, nu și-a revenit nici acum. Gruparea sportivilor precizează: Eugen Preda nu este liderul nostru. Luptătorul e bănuit că a trimis oameni să incendieze casa cordunenilor. Eugen Preda, interlopul arestat pentru incendierea casei rivalilor din clanul cordunenilor, nu face parte din gruparea sportivilor, așa cum toată presa a relatat. Adevărații lideri ai grupării sportivilor au negat vehement informațiile legate de implicarea acestui clan în intervenția de la Iași, acolo unde doi bărbați au incendiat gardul familiei Cordoneanu. Precizările vin în contextul în care Eugen Preda a fost prezentat în întreaga presă ca fiind lider al clanului sportivilor. Băiatul ăsta nu are nicio treabă cu sportivii, cum scrieți aici și încurcați oalele. Că e sportiv de performanță, asta e altă treabă, dar el nu are nicio treabă cu ce a scris voi. El stă în militari și trupa lor se cheamă altfel. A scris Vali, fratele lui Mircea Emil Păluș, Mircea Nebunu, lidere cunoscuți ai grupării sportivilor. Culmea este că Eugen Preda este prezentat de ani de zile ca lider al clanului sportivilor. În realitate, gruparea din care face parte este cunoscută ca cea a luptătorilor, cu sediul central în cartierul Militari. De partea cealaltă, sportivii activează în Berceni. Clanul sportivilor îl are stăpân de acum încolo pe Radu Roșca, fost membru de bază al grupării, până la momentul arestării sale, petrecute cu ani în urmă. Roșca face parte din familia care a controlat multă vreme brigada bercenarilor, dar condamnările succesive primite în dosare grele, inclusiv pentru atac și tentativă, l-au tras pe tușă. Reîntoarcerea sa în libertate coincide, culmea, cu plecarea din țară a lui Mircea Nebunul, care a preferat să-și refacă viața în străinătate.
Șef al sportivilor, recunoscut de toată lumea, interlopă și unul dintre cei mai mari bătăuși ai țării, Mircea Nebunul, a ales să meargă în Italia, acolo unde apropiații se afirmă că și-a deschis un restaurant cu banii câștigați în România și caută în prezent să ducă un alt fel de trai, departe de fostul anturaj. Cum fotoliul de lider al clanului sportivilor era liber, lui Radu Roșca nu i-a fost greu să-l revendice pentru el. Sursele susțin că s-a reunit o veche bandă din conducerea grupării, iar în jurul lui Roșca fac scut acum Alin Albu zis Pitbull-ul, Nicușor Dumitrescu alias Bibiloi și Gabriel Coșoianu. Mai mult, sportivii au strâns legăturile și cu membrii clanului Ștoacă, deși între familia Roșca și temuții interlopi din Ferentari a fost până de curând război pe viață și pe moarte. Cu asemenea spate, se aude că Radu Roșca a dat zvon în capitală că vrea să-și înmoaie ciocul în profitul sportivilor, ceea ce în traducere liberă înseamnă că pune taxă pe toate, combinațiile bercenarilor.